Am revenit. Întrebarea Andrei Cigolea, realizatorul emisiunii Sfat de Sănătate, pentru domnul profesor Rafila. Credeți că putem face față valului 4, având în vedere prin ce a trecut România în valul 3, mai ales că statisticile spun că valul 4 ar fi un pic mai agresiv decât valul 3? Cei vaccinați ar putea sta un pic mai liniștiți dacă din toamnă vine valul 4 peste noi? Valul 4, domn profesor. O să încep cu ultima întrebare, că au fost câteva întrebări. Deci cu ultima întrebare, cu siguranță cei vaccinați pot sta mai liniștiți. Nu pentru că vaccinul i-ar proteja în totalitate de îmbolnăvire, ci pentru că vaccinul i-ar proteja de formele care necesită spitalizare, de complicații și implicit de deces. Deci, din punctul ăsta de vedere, cei vaccinați pot sta mult, mult mai liniștiți și ăsta este un argument foarte serios în favoarea vaccinării. Dacă facem față, mie mi se pare un singur lucru foarte ciudat. Aceste simulări în patru scenarii, că o să avem între câteva sute și 1500 de cazuri la mijlocul lunii septembrie sau spre sfârșitul lunii septembrie, chiar se face o estimare câte paturi vor fi, auzeam pe doamna ministru astăzi, ocupate la secțiile de terapie intensivă. Depinde cine se îmbolnăvește, domnul Radu Tudor. Dacă se îmbolnăvesc persoane vulnerabile care au fost nevaccinate, o să avem o problemă și o să fie greu de gestionat. Dacă se îmbolnăvesc persoane tinere, de exemplu, care de obicei fac forme mai ușoare de boală, atunci nu se pune problema că nu se poate gestiona această situație. Dar eu vreau puțin să vă, și o să încerc să o leg de întrebarea colegei dumneavoastră, vreau să discutăm puțin mai repede ce mi s-a părut astăzi extrem de important și, sau mi se pare extrem de important și nu a fost abordat în această celebră ședință a coaliției, este legat de școli. Mai avem o lună până încep școlile. O lună. Asta este realitatea. La 1 septembrie trebuie să fim pregătiți. N-am auzit nimic despre începerea școlilor, ele trebuie să înceapă, cum sunt pregătite, care sunt procedurile de testare, pentru că sunt cadre didactice care nu s-au vaccinat încă și care ar fi secvențialitatea și unde se testează, cum se procedează cu activitatea față în față, copiii trebuie să se reîntoarcă la școală, e o mare responsabilitate. Noi o să avem o generație de copii care a fost fie afectată din multe puncte de vedere, nu numai al cunoștințelor, datorită închiderii timp de un an de zile a școlilor și noi trebuie să reîncepem școlile. Ori eu cred că era un subiect extrem de important astăzi să primim informații despre strategia, gândirea, concepția și așa mai departe a specialiștilor din Guvernul României în ceea ce privește repornirea activității școlare în luna septembrie. Este foarte important, mai ales că, dumneavoastră, gândiți-vă, sunt foarte mulți părinți care sunt îngrijorați. Mulți dintre copii nu sunt, majoritatea până la 12 ani, nu sunt eligibili la vaccinare, în mod evident. Cei cu vârstă mai mare de 12 ani cred că sunt într-o porție destul de mică vaccinați, tocmai pentru faptul că nu există un pachet informativ pentru această categorie de populație și nu există pachetul pentru părinți. Ministerul Educației, dar și Guvernul României trebuie să vină cu un program foarte clar încât oamenii să știe că copiii merg la școală și merg în condiții de siguranță. Este, cred că, lucru care este la fel de important ca și ceea ce întreba colega dumneavoastră, dacă sistemul de sănătate face față valului 4. Valului 4. Din perspectiva dumneavoastră, cum o să arate